Hei dragilor, eu sunt EG5, iar astăzi voi face roleplay pentru că voi mi-ați cerut în comentarii. Haideți să vedem ce va ieși. Vă urez vizionare plăcută! Bună, sunt Ana, iar viața mea era normală până când mama să moară și tata să se căsătorească cu altă femeie. Dar hei, astăzi mergem în America și cred că o să fie foarte frumos, încă că eu n-am prieteni în România și sper să-mi fac acolo niște prieteni noi. Așa că trebuie să mă pregătesc să plec cu avionul chiar în momentul acesta. Dulceață, eu și tatăl tău așteptăm o mașină de ceva timp. Mai vii odată! Da, da, și ea este noua mamă. Da. Oh my god, nu pot să cred că am ajuns, sunt atât de fericită. Mie nu-mi place nimic. Am stat în mașina aia atât timp și mi-a fost așa de cald. Și nu mai stă părul nici măcar bine. Ai, totu' te vaiți, tu nici măcar nu care bagaje. Asta nu contează. Am adus bagajele! Wow, abia aștept să ajungem, sunt atât încântată! Da, da, dar mai taci din gură! Oh my god, am ajuns! Sunt atât de răbdătoare! Da, da, dar eu vreau să văd casa aia. Sper că o să fie de 1000 de ori mai frumoasă și mai mare. Tu numai la casă te gândești. Dar ce contează asta? Dragule, o să fie casa mai mare? Da, chiar de 2 ori, cred. Wow! Asta e interesant. Merge, se putea și mai bine. Mă duc să văd ce e sus. Vai, deci mie îmi place atât de mult casa asta nouă. Eu vreau să-mi văd camera. Unde mi-e camera? Tati! Hei, dragă, în sfârșit pot să stau și eu. Ah, ok. Cred că e la etaj. E la etaj? Da. Cred că asta e camera mea. Da. Wow, ce frumoasă e! Deci, o ador. E extraordinară. Trebuie să-mi dați bagajele aici. Dragă, e gata masa? Acum vin! Vai, dar cât de bine arată! Știu, nu e așa? Dar mama unde este? A zis că nu este foame. Ah, ok. Ding, 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 ding! Ah, o nouă zi! Asta este prima zi de școală, wow, deci abia aștept la școală. Trebuie să mă duc să îmi iau ghiozdanul. Ok, gata. Acum cobor la micul dejun. Bună, mamă! Bună, tati! Bună, dragă! Uite, aici este micul tău dejun. Mulțumesc! N-ai pentru ce? E gustos! Dragă, tu asta o să porți la prima zi de școală? Da, ce are? Mi se pare puțin ciudat pentru prima zi de școală. N-ar trebui și tu să schimbi în ceva mai drăguț? Da, mie se pare super drăguț, îmi place foarte mult ținuta mea. Da, mie mi se pare că ar trebui să schimbi. Dar știi ceva?
părerea ta nu prea contează pentru mine. A fost bună mâncarea, dar trebuie să plec la școală. Cum adic? Wow! Tati, hai, mergem? Da, dragă, imediat, stai puțin. Ok. Ok, haide. Succes și sper să-ți faci prieteni! Mulțumesc, tati, și tu să ai o zi frumoasă! Mulțumesc! Bye! Acum încotro, oare care este clasa mea? La dreapta sau la... Nu, sus! Nu, aici clar nu e clasa mea. Hei, tu! Știi cumva unde e clasa mea? Hei, dar în ce clasă ești? Sunt a 9A. Tu? Suntem în aceeași clasă, vină după mine, știu eu unde e. Super! Aici! Super drăguț, mă bucur că am deja o colegă, am început bine. Copii, ea este noua voastră colegă. Numele ei este Ana, are 15 ani și vine din România. Da, colegi, sunt încântată de cunoștință. Sper să-mi fac mulți prieteni. Ok, colegi, acum hai să ne continuăm ora. Îmi pare rău, așa sunt eu, mai împiedicat de fel. Ce? Ok. Să ne prefacem că nu s-a întâmplat asta. Ok, cred. Hai să luăm un loc. Ok. Asta a fost tare ciudat. Da. Dar, în fine, noi întârziem la ora după. Da, bine, ai dreptate, hai. Hei, Alex! Hei, Andrei! De ce ai stat atât de mult? Păi m-a ținut aia de mate peste program. E ok. Dar azi am întâlnit, m-am ciocnit de o fată care era așa frumoasă. Poți să mă ajuți? Cred că o am ca nou crush. Cum să nu? Tu ai zis că te știi cu toată școala, deci bănuiesc că e ok. Păi da, te ajut cu plăcere. A fost ciudat ce s-a întâmplat la ora de mese. Te rog frumos, nu mai aminti, știu că a fost ciudat. Auzi, ce faci după ore? Mai nimic, de ce? Păi, poți să vii la mine dacă vrei, pentru că oricum sunt nouă și nu știu nimic și o să mă plictisesc singură. Ok. Super, hai vino că mă așteaptă tata în parcare. Ok, vin acum. Bună, tati! Bună, dragă! Auzi, poți să aduc o prietenă la mine? Da, de ce nu? Super, haide! Ok, vin acum. Uite, asta este casa mea. Stai puțin, stai. Wow, ce? Asta e casa ta? Da. Oh my god, e foarte drăguță și mare. Mă bucur că-ți place. E nouă, tocmai ce am închiriat-o. Imaginez, ai zis că ești nouă. Da. Wow. Și la etaj e camera mea. Ok, vin acum. Și ăsta este patul meu. Wow. Bun, și cam acesta a fost episodul. Am muncit la el mai mult decât vă puteți aștepta voi. Și plus, l-am dublat la final, pentru că am avut o problemă cu mobizenul. Dacă vreți să vedeți însă conspirația secretă a celor doi
indivizi și ce se întâmplă cu fata aceea într-o țară nouă, puteți să ne dați like și să ne scrieți comentariu. Sper că v-am amuzat, pentru că am dat câteva failuri. Da. Și să-i mulțumim foarte tare Izei pentru acest episod, pentru că ea a muncit mai mult decât mine. Respect. Respect în comentarii pentru Iza. A făcut voci, a făcut personaje multe și da, îi mulțumim foarte mult. Nu uitați de like, neapărat like și subscribe.